vă amintiți cu drag de perioada liceului și de ziua în care s-a organizat balul bobocilor, dar v-ați gândit vreodată cum erau organizate astfel de baluri în trecut? Moda balurilor a apărut la noi în secolul al XIX-lea și nu erau pentru toată lumea. De fapt, balurile erau diferite în funcție de clasele sociale și de rangul familiei. Existau, de exemplu, balurile nobile, adică cele exclusiviste care se organizau la Palat, la Opera Română, la Cercul Militar și la Ateneu. Acolo erau reguli stricte de etichetă, femeile purtau doar rochii de seară, iar bărbații mănuși și redingotă. Familiile aristocrate din București organizau frecvent baluri, așa cum noi dăm astăzi o simplă petrecere. Ba chiar se luau la întrecere în lux și în eleganță. De exemplu, la Palatul Suțu, unde astăzi este Muzeul Bucureștiului, erau cele mai elegante petreceri, cu meniu rafinat și ținute prețioase. Dacă erai invitat acolo, erai acceptat în lumea bună și era posibil să se scrie despre tine chiar în gazetă. Mai erau apoi baluri de societate și balurile oamenilor de rând, unde avea acces toată lumea. Mi-ar fi plăcut și mie să particip la un astfel de bal, pentru că acolo, pe lângă faptul că fetele se stăleau frumoase, se petreceau și alte lucruri destul de interesante, de exemplu, puteai să-ți găsești alesul inimii. De fapt, cam asta făceau acolo părinții, puneau la cale cu cine se va căsători odras la lor.